îmbrăcați în haina firii și neatinși de răstignire, cei din starea rătăcirii sunt lipsiți de mulțumire. Când te macină păcatul, cea mai aprigă dorință nu e datul, ci luatul, fără pic de conștiință. Pentru toți acei ce în patim își frământă neputința, ochii lor vor stoarce lacrimi neoglindind recunoștință. Omul întâlnit de Domnul, scos din groapa amăgirii, va înțelege să dea tonul simfoniei mulțumirii. Lucruri mari sau mărunțele revărsate zi de zi sunt cadouri dinspre stele, deci se cade a mulțumi. Pentru crucea născătoare prin iubire de altă viață, te ești nou și tu la stare să-i mulțumești de moarță. Când pricep ce scump e harul dat în voia îndurării, vei tot vrea să înalți paharul sus cu dorul închinării. Viață, pace, sănătate, munții mari de abundență nu sunt meritele tale, ci a Domnului prezență. Toate lacrimile șterse și ajutorul dat la vreme sunt cadouri prea imense să nu vezi ce altul vede. Căci când numără întreg șirul mult prea lung de binefaceri, credinciosul stă cu gândul neuitării mândrei sarcini. Frumusețea mulțumirii e când numeri pe îndelete, nu în graba îndatoririi, ci pe Domnul să-L desfete. Să-L cinstim cu mulțumire, îmbinând-o cu ascultarea, că acest fel de virtute e câștig mai larg ca Maria. Amin. Amin.